Bine te-am găsit la un nou episod al The Story Behind the Job. Sunt Bianca Suciu Sharma și astăzi discutăm despre un subiect care cred că multora ne este extrem de cunoscut cel puțin în ultimii ani, despre burnout. Mai ales vom afla cum putem să ieșim din astfel de episoade. Discut cu Diana Fox, psihoterapeut, parte din echipa PsyLife. Bine, Diana! Bine te-am găsit! Te-am cunoscut, te-am văzut. Exact. E o poveste mai lungă. Exact. Cam ca și cu burnout-ul, cam așa. Exact. Diana, așa să pornim așa de la o cifră. Îmi place să știți ce, pentru că până la urmă arată ce se întâmplă în nivel macro. Să spun așa, faptul că două treimi dintre angajați la nivel mondial, la un moment dat, se simt că au avut burnout, la un moment dat în cariera lor. Ce este de fapt acest burnout? Ar fi... Cumva a indicat să zicem să facem un soi de introducere și să ne imaginăm că pornim de la un stres, de la un stimul pe care îl simțim foarte stresat și care se prelungește de-a lungul timpului. E bine, acest stres prelungit se manifestă printr-o epuizare fizică, emoțională și psihică. Și asta cumva definește burnout-ul, o stare permanentă, o manifestare și o epuizare fizică, emoțională și psihică. Bine, poate o parte dintre noi, să zicem așa, suntem obișnuiți. Am fost obișnuiți să muncim mai mult, să facem ori suplimentare, poate avem pur și simplu singurul acesta, suntem cumva workaholics, ne place de atât și prelungim programul. Suntem poate epuizați, poate suntem obișnuiți cu oboseala. Cum facem diferența între o oboseală acumulată și într-un burnout real și când este cazul să intervenim sau să cerem ajutor? Când vorbim despre o oboseală excesivă sau pur și simplu muncim mai mult decât am putea în momentul respectiv, nu există partea asta de izolare. Adică rămân pe activitățile care îmi fac plăcere. Spre exemplu, am muncit foarte mult, am stat peste program și atunci știu că mă pot relaxa, nu știu, printr-o plimbare sau ieșind cu familia, cu prietenii și așa mai departe. E bine, făcând asta, mă energizez și mă revitalizez. În schimb, în burnout nu există partea asta, în ideea în care tendința este spre izolare, spre nimic nu mai îmi place, nimic nu mai mulțumește, nimic nu mai îmi dă energie, nici vitalitate și atunci mă retrag și devin o umbră, practic. Nu. E foarte interesant. Ai spus la un moment dat că există un element care este nefesiat și care se prelungește. Doar un element sau pot fi factori multipli care să pună cumva presiune asupra noastră și să ne facă să ajungem în etapa aceasta de a avea chiar burnout. E important să menționăm că apare în mediul profesional acest, de cele mai multe ori în mediul profesional. Acum, în epoca asta modernă, cumva o întâlnim și în rolurile de părinți sau în relații, dar strict burnout a fost definit doar pe partea profesională. Și atunci, pornind de la această idee, ne putem gândi așa, am foarte multe de făcut într-un timp foarte scurt și simt că nu mai am resurse să mai fac lucrurile alea. Adică odată le controlam, odată era în regulă, da? Era doar partea aceea de fac ore suplimentare, stau un pic mai mult, dar sunt în acord cu mine, cu interiorul meu, după care ceva la un moment dat mă scurge de resurse și devin ușor, ușor, mă ard așa ca un chibrit, așa să-ți imaginezi un chibrit care arde până la capăt și acolo rămâne. Cum poți să ieși din asta? Pentru că până la urmă, nici mie nu este străin, cred că am fost 5 ani, cam de două ori, foarte aproape, să văd că chiar am avut și am trecut peste, cum am zis, de bune. Ce putem face noi ca indivizi, ca noi înșine, și ulterior, cum ne putea fi un specialist, să trecem, să ieșim din el? Aici... aș începe așa, pe partea individuală, eventual în momentul în care, nu știu cum să zic, mă surprind sau îmi dau seama că deja e prea mult pentru mine și ajung, nu știu, să mănânc haotic, să am insomnii, să nu mă mai pot concentra, să nu mai fac față în task-urile de zi cu zi, da? Să mă opresc și să văd, ok, ce limite pot să aduc acolo, ce se întâmplă cu mine, ce se întâmplă în interiorul meu. Pentru că dacă ar fi să mergem așa pe o ipoteză de asta existențialistă, da, putem spune că distanța dintre ceea ce vreau eu, ce mi-aduce mie sens, că e prin muncă, că e prin ceea ce îmi place, cum vreau să fiu, distanța asta e foarte mare cu ceea ce fac acolo, la locul de muncă, cu satisfacția aia care odată mi-o luam din plăcerea muncii.
A fost exemplu acum, apropo de burnout și cu siguranță este legătură directă, a fost un mare val, s-a vorbit foarte mult despre el, dar cu siguranță s-a întâlnit în companie în România de demisii. Marea demisională, cumva așa, cam așa a fost numită și pe LinkedIn vorbește foarte mult despre, despre ea. Cum poți face sau ce poți face tu ca și angajator, ca și manager de HR, ca și manager direct, da? Mm-hmm. Vezi că un angajat este pe punctul respectiv. Ce poți face pentru a-ți scoate de acolo și pentru a-ți păstra? Pentru că dacă ajungi la Borna, ești un profesionist foarte bun, adică un dedicat, care a făcut multe până să ajungi la capul hibridului. Și acum să leg de întrebarea precedentă și de răspunsul pe care am început să-l dau când dau seama că mai era ceva de completat. Okay. Ziceam la nivel individual, dar mă opresc, pun limite, văd un pic care îmi sunt cerințele la locul de muncă, care simt că mă împovărează atât de tare încât mă scoate din zona aceea de normal în ceea ce privesc orele de muncă și ceea ce am de făcut. Iar la nivel de companie, e foarte important implicarea managerului sau managementului cumva, da? Să facem un check-up al angajaților și din fericire începe să se pună din ce în ce mai mult accent pe partea asta de well-being și de cum se simt angajații noștri, pe urmă să verific dacă nu cumva se produce o confuzie în rolul pe care l-am. Că s-ar putea, spre exemplu, să fiu angajat pentru un lucru, iar pe parcursul experienței mele profesionale să tot primez. Eu nu știu să spun limite și să spun nu, nu? Adică am tendința asta spre perfecționism, apropo de cine e predispus spre a merge încolo, atunci tot iau ca să demonstrez să, așa, și am nevoie de cineva din exterior care să verifice pe unde sunt eu, ce fac, cum să, practic să nu apare această ambiguitate de roluri. Știi că în momentul în care apare această ambiguitate, deja gata, nu mai știu cine sunt, cum sunt și tendința este să mă duc spre burnout. Poate niște traininguri de management al stresului, ori așa un training mare, da, de învățăm, exact, de echipă sau individual. Ok, văd că ai probleme pe partea aia, hai să vedem cum putem să intervenim. Spuneai că la un moment dat, că într-adevăr această parte de well-being câștigă teren. Acum, să vedem, sau din exterior cel puțin, la unele companii, că well-being-ul este definit prin a oferi angajaților flexibilitate, poate acces la diverse beneficii extrasalariale care significa altfel, nu știu, spa sau alte lucruri care cumva ar trebui să-i ajute să se mai detașeze, sunt ele suficiente sau e nevoie totuși să mergi la nivelul acela de o discuție one-to-one, de a înțelege individul, de a-i da ceva super personalizată, și încât chiar omul acela să vadă că cineva dorește ca ei să fie pasă. Da. Exact. Cineva mă vede și contez pentru el. Exact. Cumva e așa o nevoie de asta de validare și de asigura până la urmă și o formă de siguranță. Nu? Că cineva e atent cu mine, mă vede, mi-apreciază munca, nu doar prestez și atât. Și da, pe de o parte, aceste beneficii pot să ajute, pot să, nu știu, să crească motivația și să atragă foarte mult, dar e nevoie un pic și individual, așa mai țintit, mai să nu uităm de latura aia umană, că până la urmă, ok, lucrăm în proiecte sau așa, dar nu suntem chiar roboți. Adică mai avem o zonă emoțională, una rațională, care trebuie să avem grijă. Poate o întrebare de cum ești la începutul ședinței. Exact. Așa cum se fac. Exact. Cum se fac acele stand-up-uri de proiect, de hai să vedem cum suntem, hai să vedem și un check-up emoțional de cum vă simțiți astăzi. Păi e o întrebare simplă, dar care se scoate la lumină niște lucruri care se deteriora în timp relația. Bun, dincolo de acest lucru, haideți să revenim puțin la individul care, să spunem așa, acum, din discuția pe care am avut-o până acum, îmi dă seama că este zona respectivă. Ce are el de făcut? Ce poate face? Care sunt primii pași? Să se oprească? Pentru că, uite, de exemplu, așa, în cercul de prieteni, mai văd că unii dintre ei, simțind că nu mai pot, au tendința să zic, ok, am nevoie de o pauză. Merg de foarte multe ori, poate și spre angajator, să zic, ok, aș vrea o pauză, nu vreau să plec total, dar măcar 2-3 luni să mă opresc din tot, că nu mai trebuie să fac nimic. Este o astfel de, un astfel de stoc suficient pentru burnout sau trebuie să lucrez mult mai departe de așa ceva? E mult mai mult decât atât.
Pentru că spuneam de oboseală, da? În momentul în care mă opresc și mă canalizez energia pe altceva, mă revitalizez. E bine, în burnout mă opresc, dar degeaba. Okay. Gândurile sunt tot acolo, de cum n-am făcut, cum să ne... îmi scade stima de sine și mă tot gândesc, eu nu sunt stare, eu n-am făcut aia, eu nu știu ce, da, 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 da. Și ruminez foarte mult pe gândurile astea. Și atunci mă ajută doar să mă opresc. E un pas important, dar am nevoie și de un proces terapeutic. Da? Și să înțeleg de ce apare acest burnout. Pentru că el este un simptom. Da? La fel ca și depresia, la fel ca și anxietatea și toate celelalte. Și apare cu un motiv. Mm-hmm. Noi trebuie să înțelegem care e motivul din spatele burnout-ului. Dar ar fi cei de acasă care fi plușat, fiindcă sunt în zona de burnout, să-și pună niște întrebări foarte simplele, fără să aibă psihoterapie, pentru că poate, nu știu, unii nu au acces, unii au acces, dar au reținere. Care sunt, nu știu, trei întrebări importante pe care trebuie să-și le adreseze lor înșilor înșine și după aceea pur și simplu să dea niște răspunsuri foarte sincer. Care sunt acele trei întrebări esențiale? Bun, asta cu întrebările, că nu există așa un standard. Poți să-ți imaginezi că eu sunt în etapa aceasta și da. Dar... Da, ce aș face, da, deci îmi afectează zona asta profesională, acolo se declanșează pe area muncii și atunci ce am cel mai la îndemână, mă am pe mine, am corpul, da, am emoțiile care vin sub o formă sau alta și am și gândurile și atunci în momentul în care mă opresc, fac acest check-up emoțional cu mine și mă întreb cum mă simt astăzi, simt că nimic nu mai are sens, simt că nu mai pot, că nu mai am energie, nu mai pot concentra. Ok, de ce am nevoie acum, în momentul ăsta, să mă opresc, să mă odihnesc, să, nu știu, ceva, să dorm, să... Și când simt că nu mai pot să gestionez, adică mă duc mai departe cu întrebările, dar nu neapărat știu ce să fac cu ele, nu știu, mă apelez la, poate am nevoie de un pic de medicație, dacă sunt insomnii, dacă sunt reacții fizice puternice, nu știu, sub formă de greață, de vomă, de... sau mai departe. Și mă uit în ce direcție am nevoie să merg și trebuie să știu că am nevoie de timp pentru că e o spirală acolo și am intrat într-o spirală și așa cum am intrat într-un timp, am nevoie nu chiar de același timp ca să ies, dar de un timp. Asta chiar vreau să te întreb, era felisă mea de întrebări, cât durează astfel de episod? Deci mă gândesc că probabil sunt, nu știu, diferite de anumite acelea, dar în medie cât durează să ajungi la burnout și cât durează să ieși ulterior? La ce să te aștept realist? Când încerci să te vindești de burnout. Ama, din punctul de vedere al terapiei și ca și terapeut pot să spun că un minim 20 de ședințe suntem acolo. Și spun asta din formarea mea de psihoterapie pozitivă, care e o formă psihodinamică. Adică nu mergem, ai simptom, hai să vedem ce facem ca să-l stingem, ca să modificăm comportamental, aia e o altă școală. Ce facem este să înțelegem de ce apare acest simptom. Deci e un pattern acolo în relația cu munca, adică ce am învățat despre muncă în copilărie, cum munceau părinții mei, cum se raportea lumea din jurul meu la muncă, cum își puneau limite, cum spuneau nu, cum spuneau da, ce înseamnă încărcătura aceasta și așa mai departe. Atât am închis și atât menționat ideea aceasta, capacitatea aceasta de a spune nu. Cum ne ducăm să spunem și nu? Având în vedere că, nu știu, mă gândesc că foarte mulți care se regăsesc în acest episod sunt în zona aceasta de oameni pasionați de ceea ce fac. Mm-hmm. Și mult paradoxal, spunem așa o ușurință, da, dar cu așa o mare greutate spunem nu. Și din nou, cred că cel mai la îndemână instrument e acolo corpul. Pentru că atunci când spun nu la ceva ce nu vreau să fac, am o reacție. Că simt ceva în stomac, că începe să mă doară capul, că partea asta de migrene în burnout, spre exemplu. Ceva se întâmplă, nu știu, tremuri sau îmi vine o emoție. Emoțiile sunt acolo de fapt să ne apere și să ne semnalizeze că, păi, vezi că acolo în interiorul tău se întâmplă altceva, nu ceea ce arăți în exterior. Și atunci începe un antrenament așa zi de zi, cam... Cum ne antrenăm pentru un sport și vrem să devenim niște profesioniști, cam așa e și cu nu. Învăț să pun limite, învăț să știu care e jumătatea mea de teren. Dacă ar fi să luăm un teren de tenis, dar eu mă duc numai până la jumătate. Partea cealaltă ține de celălalt. Da? Învățăm cum să comunicăm asertiv,
învățăm cum să ne exprimăm ceea ce simțim fără să lezăm pe cele, adică nu mă duc direct și spun din cauza ta, nu sub formă de reproș, ci nu știu, ceea ce faci tu mă face să mă simt așa și din cauza asta voi spune nu. Dar e foarte greu pentru că avem tot timpul impresia că vom deranja, vom supăra și cel mai probabil sunt acolo niște rând, pentru că e așa un conflict, ei spunem, între politețe și sinceritate. Sunt mai puțin sincer și mai mult politicos, poate prea mult. În momentul în care învăț să spun nu, înclin balanța așa, sunt și sincer și politicos, dar transmit ceea ce simt. Da. Cât de mult contează sau cât de mare este impactul unui management toxic? Pentru că s-a tot vorbit despre asta. Acum, de exemplu, din ce în ce mai mult oameni devin sinceri și poate chiar conștientizează și verbalizează această problemă. Un mediu de lucru toxic și un manager toxic. Pentru că până la urmă, contactul pe care l-ai direct sau este cel cu managerul tău. Cam pe acolo este. Mai sus, foarte rar mergi. Ești în... Cu contează foarte mult, pentru că atât de ușor putem să intrăm și să păstăm așa o relație abuzivă, da, în care ne aruncăm unul în ceilalți cu tot felul. Dar dacă eu am un fond emoțional un pic mai, aș spune, instabil, dar cu, nu știu, probabil mai mult teren, mai sensibil, în momentul în care vine așa un șef autoritar care îmi spune direct și percep cumva că îmi dă ordine, că încearcă să mă, îmi scapă cuvântul, scuze-mă, încearcă să așa peste mine cu totul, să mă înghită. Exact. Și nu mă vede pe mine, adică nu vorbim de la adult la adult. Eu ce fac? Regresesc în acel copil care poate în trecut, în momentul în care tata sau mama venea așa spre mine, mă făceam foarte, foarte mic și mă blocam. Intrăm în partea aceea de freeze, de luptă, de ori devenim defensiv, ori ne retragem foarte tare. Nu se activează creierul primitiv care ne ajută. Ajută activitatea fizică la a ieși din zona aceasta sau măcar la, nu știu, a te ajuta să mergi mai departe? Ajută foarte mult. Atât partea de activitate fizică, cât și, nu știu, poate de desen, de ceea ce ne lipsește foarte mult în burnout este creativitatea și cumva dacă reușim să aducem creativitatea ca pe o resursă, ne scoate foarte mult. Deja un pas e în afară. Foarte interesant. Deci, nu am vrut să ne gândim la ceea ce ne place să facem și să alocăm timp pentru asta. Odată, dacă odată ai trecut prin astfel de episod de burnout, există o predispoziție să ajungi din nou acolo? Dacă nu înțelegi de ce se întâmplă asta și nu sub formă doar să înțeleg, ok, am pus punctul pe acel conflict bazal care îmi declanșează simptomul ăsta, ci să văd următorul pas, adică de ce am nevoie să rescriu toată relația asta cu munca și mă limitez doar, ok, înțeleg și atât, s-ar putea să se repete, poate sub o altă formă, poate nu la fel de intens ca acum, ci doar anumite simptome. Și cred că tot timpul o să existe o predispoziție, că avem tendința să, mai ales cum ai spus, când ne pasionează ceva, cumva stăm, atât ne pierdem în munca respectivă. Și atunci e important să iarăși să ne întoarcem, iarăși să vedem, ok, deci, cum să mă opresc. Iar ca o concluzie, care ar fi așa niște recomandări pentru cei care sunt acolo sau cred că sunt aproape de a avea burnout? Eu le spun tuturor să încerce, deși uneori sună SF și uneori și sunt perfect conștientă că e foarte greu. Întoarceți-vă înspre voi înșivă și consolidați relația asta, pentru că, da, există vorba aia, ne naștem singuri, murim singuri, dar avem nevoie ca parcursul ăsta de viață cumva să rămânem conectați cu noi înșine. Și fiecare simptom care apare, oricât de groaznic se simte, el este un semnal pozitiv. Și un lucru valoros care ni se întâmplă. Și atunci să mergem, să cerem ajutor, să fim deschiși în aspre înțelege, nu doar să scăpăm, gata, să se termine, să nu mai vină. Că e ca și cum pui mizeria sub preș și ea tot acolo, poate mai crește, să mai... și vine așa din urmă ca o umbră. Și să stăm cu umbra asta, să ne împrietenim cu ea.
Mulțumesc foarte mult de prezență. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat la acest episod de Story Behind the Job. Până la urmă, avem câteva soluții pe care le putem aplica și să ieșim din această de burnout, pentru că, nu, dacă ne place ceea ce facem, putem genera rezultate fără să ajungem atât de epuizați. Mersi foarte mult, ne vedem data viitoare.